Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Între Plus și Minus cu domnul Dragoș Danubianu. Bun găsit, domnule Danubianu. Bună seara. 5 subiecte am ales pentru această ediție a emisiunii. Primul este cel referitor la faptul că în această săptămână, potrivit unor declarații, cel puțin ale primarului municipiului Suceava, în ședința de Consiliu Local, se urmărește o schimbare a unuia dintre viceprimarii municipiului Suceava. Subiectul al doilea este cel referitor la ce se întâmplă, de fapt, în plină iarnă cu lucrările la ștrandul de la Iscani. Vom vorbi și despre un ajutor pentru turism promis de ministrul turismului și nu numai, sucevanul Daniel Cadariu. Cerșetorie în parcări, dar și în hipermarketuri, un flagel de care nu scăpăm cu sau fără poliție locală sau mai puțin locală. Și vorbim și despre faptul că un agricultor din Dumbrăveni, mai precis Vasile Mătrășoaie, îl invită pe ministrul agriculturii la Suceava pentru a vedea care sunt loturile experimentale pe care le tot testează, însă, pe de altă parte, statul român nu reușește deloc, de parcă ar fi prima dată, să subvenționeze cum trebuie și pe bună dreptate și măsură agricultura aceasta mică a fermelor de grădină, ca să le spunem așa. Primul subiect este cel referitor la Teodora Munteanu, unul dintre viceprimarii municipiului Suceava, care se pare că va fi schimbată. Cum anume, explicăm imediat, pentru că, de fapt, algoritmul nu este deloc simplu, este strict pe bază de culori și alianțe politice făcute ad hoc, doar pentru a trece anumite punți, ori a urmări anumite interese. Vedem și materialul și ne întoarcem pentru a-l comenta cu domnul Dragoș Danubianu. Primarul Suceava Ion Lungu a convocat luni Consiliul Local Suceava în ședință extraordinară pentru vineri 11 februarie, având ca unic punct pe ordinea de zi înlocuirea din funcția viceprimarului USR Teodora Munteanu. Primarul arată în referatul de aprobare că a constatat că astăzi nu mai există o majoritate stabilă funcțională în Consiliul Local al municipiului Suceava și că partenerii de la USR cu care s-a realizat majoritatea în anul 2020 nu sunt de acord de multe ori cu proiectele de pe ordinea de zi, abținându-se sau votând împotriva, uneori chiar în problemele esențiale, ca de exemplu votarea bugetului a proiectului de modernizare al parcului Șipote, cu riscul ca municipiul să piardă proprietatea pădurii parc. Edilul șef amintește că viceprimarului Teodora Munteanu i-au fost date atribuții de coordonare directă a unor compartimente funcționale din cadrul primăriei municipiului Suceava, precum Direcția Tehnică și de Investiții, Biroul Administrarea Imobilelor de Locuit și Serviciul Autorizare Activități Comerciale. Având în vedere multiplele proiecte pe care le avem în pregătire pe fonduri europene, care vor trebui aprobate în ședințele Consiliului Local al municipiului Suceava, avem nevoie de o majoritate stabilă pentru a putea lua decizii urgente și necesare pentru funcționarea coerentă a primăriei municipiului Suceava. De asemenea, este necesară o implicare activă și competentă în activitatea de coordonare a compartimentelor funcționale ale executivului de către viceprimari, a mai spus Ion Lungu. Reamintim că posibilitatea renunțării la nivel local la parteneriatul PNL-USR și înlocuirea viceprimarului Teodora Munteanu au mai fost în discuții în câteva rânduri, mai ales atunci când aceasta a fost implicată într-un scandal legat de motocicleta câștigată la o manifestare sponsorizată chiar de primăria Suceava din bani publici. Domnule Danubianu, aparent pare ușor, dar se pare că urmărim greu de ucis 6 de data asta. Da, e foarte interesant ce se va întâmpla mâine în ședința extraordinară a Consiliului Local, ședință convocată de primarul Ion Lungu, având pe ordinea de zi un unic punct, acela de eliberare din funcția viceprimarului. Da. Viceprimarului Teodora Ungureanu, că ar fi fost culmea să ceară de eliberare din funcția gloriosului Lucian Hrașovski. Bun, acum din capul locului trebuie să vedem în contextul legal, care este foarte precis. În codul administrativ, la articolul 152 aliniatul 5, se spune așa: eliberarea din funcția viceprimarului se poate face de către Consiliul Local prin hotărâre adoptată
prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcția viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni. Mă rog. Și încă un lucru important, la punctul 6 din articolul 152, la deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarului, participă, votează consiliul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune. Da? Și atunci, haideți să facem un exercițiu foarte simplu, anume, avem 23 de consilieri locali, 2 treimi înseamnă 15, ceva, deci pentru a trece această hotărâre a Consiliului Local, ea trebuie adoptată prin vot secret cu votul a 16 consilieri din 25. Nu contează că unii lipsesc sau nu, deci din numărul total de consilieri este aici. Bun. Dacă ne uităm la configurația politică din Consiliul Local, avem așa. PNL 9, PSD 5, PMP 4, Pro România 2 și USR 3. Da? La momentul alegerii viceprimarului era pe vremea de tristă amintire a guvernului PNL-USR, s-a mers pe acest criteriu politic primimetins față de ce era la centru și s-a considerat că cei 9 PNL plus 3, cei 3 USR fac 12, mai mare decât 11 ceilalți, care formal sunt în opoziție. Acum s-a văzut foarte clar că parte din ei nu sunt în opoziție. Da. Deci, uitându-ne acum la configurația asta, observăm că avem sigure în traista primarului Lungu voturile 9 de la PNL, 4 de la PMP și 2 de la Pro România. 9 cu 4, 13, cu 2 fac 15. Deci mai trebuie un vot care vine fie de la USR, este exclus, fie de la PSD. Și aici este întreaga situație complicată. De ce? Pentru că PSD-ul, chiar dacă acum se află la guvernare alături de PNL, a declinat foarte clar, a fost o discuție nu de mult, atunci când s-a constituit noua formulă guvernamentală și susținerea în Parlament din partea PNL și PSD, s-a spus foarte clar că la nivel local nu funcționează automat aceste înțelegeri. Pe de altă parte, în mod explicit, Dan Ioan Cușnir, consilier local și al PSD și președintele organizației municipale al PSD, a spus foarte clar că PSD-ul nu este interesat de o colaborare cu actuala formulă din Consiliul Local, cu PNL-ul având primar și 9 consilieri. Bun. Deci, dacă vor fi consecvenți și bănuiesc că sunt consecvenți, nu vor vota. Și e suficient să nu voteze niciunul dintre cei 5 și atunci hotărârea va fi respinsă pentru că nu va întruni numărul de voturi. Bun. Acum, scenarii posibile, nu? Dacă PSD-ul se hotărăște să susțină această mișcare, atunci ar fi normal, ei fiind al doilea grup cu 5 consilieri după PSD-NL, să solicite pentru PSD acel vot. Dacă nu, e trist. Să solicite pentru ei. Pentru ei votul să solicite pentru el viitorul viceprimar. Da. Asta e o discuție după, că întâi trebuie postul să fie vacantat. Nu? După aceea, deci nu se discută acum cine va fi. Dar când se votează, deja votul are component. Pleacă cu gândul la cineva de-a lor. Sigur că da, exact. Nu cred că se va întâmpla așa, însă ce se poate întâmpla, pentru că nici pe lungul nu-l văd să facă mișcări nesăbuite. Neacoperite. Deci, dacă nu există argument, deci există posibilitatea ca între cei 5 consilieri PSD să fie o cârtiță. S-au mai văzut pe la toate, Ion Lungu a avut de-a lungul vremii acea abilitate ca de pe poziția de primar să știe să motiveze pe unul sau pe altul ca punctual să vină la vot. Chiar dacă unii riscă foarte mult, pentru că dacă, să zicem în cazul ăsta, PSD-ul dă ucaz că să se voteze împotrivă și unul votează, el poate să se trezească că îi se retrage sprijinul politic și
în perspectivă va pierde poziția de consilier. Deci, problema este, de fapt, singura problemă interesantă este cum va vota PSD-ul mâine. Asta este problema. Bun. Scenarii posibile vorbeam. Scenarii posibile. Odată, bun, PSD-ul să spună nu, clar, nu votez, nu cinci votez oameni, atunci, nu ridică mână. Sau lipsesc, sau așa, și atunci, vin, da, atunci 15 voturi sunt insuficiente. Sau să fie de acord și atunci trece hotărârea de eliberare din funcția viceprimarului USR. Și atunci situația este interesantă în perspectivă. Cine sunt cei trei consilieri de la USR, domnule Dorobie? De la USR este doamna viceprimar, este domnul care a ridicat marea problemă. Candidatul la Consiliul Județean, candidatul, nu? Candidatul la Consiliul Județean, da. Domnul. Nu contează, cum îl cheamă, da, oricum e un no-name. Și al treia? E totuși, doamna Dan Nichiforel. Dan Nichiforel. Și a fost pe o poziție importantă în Suceava. A fost director pe la o întreprindere mare. După aia a plecat din țară, mă rog. Și încă o doamnă, pe asta chiar că îmi scap acum, dar oricum care nu cred... N-are legătură cu funcția de președinte OME USR Suceava? Nu, nu, nu. Nu, 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 nu. Deci problema este clar aici, că nu cred eu că va fi o defecțiune din cei trei USR. Singura defecțiune posibilă poate să fie la PSD. De fapt, trebuie să vedem cum își conturează poziția PSD-ul. Dar revenind acum pe fondul problemei, pentru că aici în textul din articolul 152 se spune la propunerea temeinic motivată a primarului sau unei treimi din numărul consilierilor. Propunerea a venit din partea primarului, rămâne de văzut cât de temeinic este motivat. Pentru că eu am convingerea că Teodora Munteanu va ataca. Dacă această hotărâre va trece prin Consiliul Local, o va ataca. Degeaba o va ataca, dar o va face formal. Poate dura foarte mult procesul ăla, dar se poate întâmpla însă, ca să fie și acceptată, depinde în instanță, depinde de modul în care vor analiza situația cei judecători. Aici nu putem să ne pronunțăm noi. Eu spun că este destul de slab motivat. Pentru că vine domnul primar și spune că a constatat că nu mai există acea majoritate sigură care exista. Motivând că sunt situații în care unul sau mai mulți dintre consilierii locale ai USR au votat împotriva hotărârilor propuse de primar și este situația binecunoscută, votul motivat de domnul Dan Nichiforel la propunerea de buget. Acolo motivarea stă în picioare. Discutam noi la momentul respectiv. Bine. Și atunci, deci nu poți să te duci să spui, domnule, nu mai există majoritate în condițiile în care, pe de o parte, tu ai spus, n-ai avut nicio hotărâre de Consiliul Local care să nu ți-a fost trecut, da? În condițiile în care nu sunt nici 3 luni de când ai spus că nu are nicio problemă PNL-ul, că s-a schimbat situația la vârf și că, deci acum 2 sau 3 luni, când în declarația sa, domnul primar spunea că se merge liniștit mai departe cu partenerii de la USR. Mai mult, spunea atunci domnul primar că oricum cei 4 de la PMP și cei 2 de la Pro-România votează alături de domnia sa și de PNL, deci nu este o problemă majoritatea. Bun, și acum stau și mă întreb ce la... Bun, hai să epuizăm cele legate de motivare. Deci în motivare, pe de o parte, este chestia asta cu majoritatea care după mine nu ține. Și am explicat de ce. Este apoi probabil că așa, dându-și seama de acest lucru, vine domnul primar și spune că doamna viceprimar a avut delegate niște atribuțiuni pe linie administrativă, niște servicii pe care le coordona. Adică nu și-a rezolvat treaba în pătrățica ei. Exact. Vine acum și spune, de exemplu, că pasămite, din cauza asta sunt înregistrate întârzieri repetate la lucrările de investiții, pentru că, unde doamna viceprimar are în coordonare direcția tehnică de investiții, pentru că vezi bine că funcționarii ar fi fost blocați de doamna viceprimar în ședințe interminabile. Știm? Bun. Acum
Dacă ne ducem la o declarație relativ recentă a domnului primar, în care spunea că sunt întârzieri la lucrările de investiții, explicând foarte simplu că firmele care au câștigat nu au suficientă forță de muncă pentru a pune în operă acele lucrări câștigate. Da? Deci aici este de-a dreptul de noaptea minții să spui, domnule, au întârziat investițiile pentru că îi ținea pe an ședințe. Bun. Mai sunt niște lucruri care iarăși trebuie probate și numai că trebuie probate, deci dacă starea asta de lucruri exista mai de mult, da, atunci se putea foarte bine să se treacă și nu numai public, ci prin hârtii în interiorul oficial, în interiorul primăriei, fie că o atenționa, fie că îi retrăgea din atribuțiuni, da? Nu? Deci nu vii acum și spui, gata, acum am hotărât, îi facem bagajul și atunci, bă, vezi că ai mai făcut să fie acele autorizări pentru activități comerciale, s-au înregistrat tergiversări în eliberarea autorizațiilor din cauza că viceprimarul ar fi solicitat documente suplimentare. Știi? Și din cauza astea sunt în întârziere. Sunt lucruri care sunt, ar trebui, cred eu, probate cumva. Sau, bine, asta nu decid eu, ci dacă se va ajunge în instanță la chestia asta. Deci, motivarea este foarte subțire. Este foarte subțire. Bun, și mai e un lucru care chiar m-a amuzat, aceea că încălcându-și atribuțiile delegate, fii atent aici, a procedat la analizarea modalităților în care au fost eliberate în unei autorizații de construire, care se știe bine că sunt apanajul domnului primar, ce să mai vorbim, trimițând în control personalul din cadrul altor servicii decât cele pe care le coordona. E, în comunicatul pe care l-a dat preții, destul de bine scris așa, bă, bine, o compunere, că atunci când te legi că vii dinspre societatea civilă, vii cu compuneri. Așa mai. Și în care doamna spune, stai puțin, că n-a fost așa, că au venit cetățenii cu reclamații și eu am direcționat acele reclamații legate de autorizație construire către serviciile și departamentele răspunzătoare de asta. E, sigur că aici se pare că domnul primar a fost poate deranjat de chestia asta. Dar acum revenim la fondul problemei, în mod normal pe domnul Lungu nu avea de ce să-l deranjeze, că are un primar care de fapt nu conta în economia jocului, având și doar 3 voturi în spate, pe de-o parte. Pe de altă parte, acolo e un mecanism atât de bine pus la punct de 5 mandate de când e domnul primar, că nu cred că mai este în activitate vreun angajat care să nu-i fost angajat de domn primar. Sunt 20 de ani, știi, mă? Alții sunt pensionari, alții sunt oale și surcele. Cei care au rămas activi, cred că sunt din aia și care au fost puși, ordonați, toți aia 800 cât sunt pe armată în primăria aia, au fost ordonați foarte atent de domnul primar, care controlează absolut tot acolo, ce să mai vorbim. Și acum ajungând chiar să fie nemulțumit, vezi, doamne, că unii mai critică sau că votează împotrivă. Cine poate să ia locul dacă trece această hotărâre? Acum ajungem. Deci spuneam că domnul primar, în mod normal, nu avea niciun motiv. De altfel, când a fost momentul ăla delicat în existența, episodul cu motocicleta câștigată că ziceam eu atunci, Teodora, împărăteasa motocicletelor, câștigată la tombola organizată și cu sprijinul primăriei, la momentul respectiv, domnul primar a venit și apărat-o, dacă ne aducem bine aminte. Și nu-i foarte mult de atunci. E, ce s-a întâmplat să se producă această schimbare? Păi este foarte clar că, după mine, și nu sunt numai eu, că am apucat în presa locală astfel de ipoteze, că lucrăm cu ipoteze, nu putem să facem afirmații că nu avem probe pe chestia asta. Ipoteza este că există acea mare agitație la nivel național, prin care PMP-ul încearcă să-și mai spele obrazul după căderea asta fantastică în sondajelor, încercând să atragă PMP-ul. Și există chiar o dihonie în PMP în momentul de față, ei chiar sunt în pragul unui congres extraordinar, pentru că unii vor să se ducă la PNL, alții vor să rămână independenți, separat. Bun, deci ce se spun și gurile rele, unii chiar dau ca sigur pe site-uri, dintre aia care sunt trompete de-al lui domnul primar. Nu spun cine, că nu vreau să-mi supăr colegii din mass media. E vorba de distinsa doamnă Gâdlan,
de la PMP, care de altfel a avut o colaborare fructoasă cu domnul primar, când împreună au formulat acea propunere de acordare a titlului de cetățean de onoare domnului rector Popa. Și ține minte că a fost un moment de pomină, pentru că inițiatorii au semnat o motivare în care se făcea uz de CV-ul domnului profesor Grauă, știi? S-a lăsat chiar cu supărare atunci. Deci, probabil că a existat această discuție la nivel central, da, vă preluăm în PMP, chiar vă dăm niște dregătorii. Ce vrei dregătorie mai bună decât să dai o funcție care e deținută de acum de un dușman politic, știi? USR-ul e clar în momentul de față un dușman politic. Deci s-ar putea întâmpla ca de acolo o să vină. Și s-ar mai putea și din alt loc, domnule Danubianu, de undeva de prin zona online unde viceprimarul încă, Teodora Munteanu, știu asta în urma unui interviu pe care l-am făcut cu dumnei, a lansat o dezbatere publică cu privire la cam ce vreți voi sucevenilor în zona Șipote. Da, și aia a fost o supărare acolo. Da, acolo a fost o supărare mare și s-a lăsat mare, cu blesteme și cu părticele la biserică. Da, a fost o supărare mare acolo, dar aia era oarecum în anterioare momentului când s-a declanșat toată nebunia. Da. Nu, dar sigur că acum e normal că eu nu n-am avut niciodată o simpatie sau nu am o apreciere fantastică pentru doamna viceprimar, pentru că ea nu este o ființă vizibilă. Nu știu, n-am de unde să apreciez ce a făcut sau ce n-a făcut pe acea poziție, dar ea nu s-a văzut în public, doar în acele tentative de a strânge, ceea ce nu este rău, de a strânge puncte de vedere care vin dinspre cetățeni. Asta da, numai că nu erau, spunea primarul Ion Lungu, nu era nimic constructiv acolo. Erau niște puncte de vedere aruncate fără să fie argumentate. Știți cum e, când vii și vrei să faci curat, de fapt arunci în aer cenușa. Acolo, nu prea... pe presiunea venită dinspre societatea civilă, condusese la constituirea unui colectiv și cu oameni din societatea civilă, și cu arhitecți, și cu oameni de la universitate și de la... Nu, domnule, erau useriști. Acolo, nu, acolo nu erau. Știți, nu știu, asta era problema. Aici era supărarea. Sau cât mai sunt de useriști? Când spuneai useriști, deja spuneai, wow, ce neprofesioniști pot fi. Până la urmă, va fi foarte interesant de văzut, dar eu rămân la părerea că totul se joacă la mâna PSD-ului. PSD-ul dă un test acum, dacă este consecvent și spune că nu va colabora cu administrația Lungu și aș înțelege să nu o facă, da. Sau dacă sunt uniți sau nu sunt. Eu cred că o să voteze. Eu sunt foarte sigur, curios. Eu sunt foarte sigur curios. Că PSD-ul va vota. Da, dacă PSD-ul votează, primarul, dacă PSD-ul votează și este deci ceva lui. Prima dată când nu este consecvent cu propriile idei. Nu ar fi mai frumos să o lase în continuare pe Teodora Ungureanu așa de gât cu primarul. Era mai spectaculos pentru ei. Nu cred că Teodora Munteanu e istorie, va rămâne consilier local. A fost istorie dinainte de a intra, știi, nu, hai să fim siguri. Dar tocmai că aici este chestia, că sunt foarte curios să văd cum vor vota, dacă vor vota alături de primarul Lungu sau nu, domnii de la PSD. Asta, sigur că până la urmă, nu este dragoste între PNL și USR, dar nici între PSD și USR, dacă cum să fie. Da, existau voci care spuneau pe acolo prin primărie că doamna viceprimar organizează ședințe cum le organiza pe la o renumită fabrică de pâine din Ițcani. Se poate, și făcea tot felul de... se întoarcă acolo. Păi ce noi facem aici franzelă? Nu suntem la franzelorie aici. Nu, acum suntem într-o cu totul altă parte. Ședințele nu sunt rele dacă ele au obiect și sunt tehnic pregătite, nu zic. Da. Dar n-ai de unde să știi. Deci, practic, aici ne aflăm într-o situație în care... Dar mie mi este foarte clar. Deci, această schimbare, după mine, această schimbare de optică, după ce cu 3 luni după ce căzuse alianța PNL-USR, nu era necesar în obiectiv în mintea primarului, acum a devenit strict necesar. Și pe care lui Cioloș poate să conteze puțin. Se poate. Haide să vedem. Mâine va fi, în orice caz, o zi interesantă, sper să... Dar bănuiesc că nu se transmite online, deși așa ar fi frumos. Da, de ce să nu se transmită? Să ne delectăm. Da, să se transmită, zic. Subiectul al doilea, lucrări la ștrandul din Ițcani, domnilor și domnilor, sunt în plină derulare acestea, deși este iarnă. Asigurările vin din partea primarului, urmărim materialul preluat din InfoPlus.
Primarul Suceavei Ion Lungu a anunțat că lucrările la ștrandul Ițcani sunt realizate în proporție de peste 50% și că termenul de finalizare este 30 iulie 2022. Lungu a spus că o prioritate a municipalității în acest moment este legată de realizarea lucrărilor de investiții aprobate în bugetul acestui an și că a avut discuții cu reprezentanții constructorilor de la lucrările de modernizare a ștrandului municipal din Ițcani. El a precizat că la această investiție, constructorii au reluat activitatea, iar stadiul fizic de realizare a lucrărilor este de peste 50%. Până în prezent s-au realizat bazinele din beton pentru adulți, copii și cel pentru apă sărată, clădirea tehnică, vestiare și grupuri sanitare, ziduri de sprijin, punctul de control și umpluturi și, că au mai rămas de executat, lucrări de arhitectură și finisaje, instalații interioare și rețelele de incintă, amenajări exterioare și izolații și finisaje, bazine. Da, o prioritate pentru noi, după aprobarea bugetului, este legată de realizarea obiectivelor de investiții din acest an. Am avut o discuție cu constructorii care lucrează la modernizarea ștrandului municipal. Acolo s-a reluat activitatea. Stadiul fizic de realizare lucrărilor este de peste 50%. S-au realizat bazine din beton, adulți, copii, apă sărată, clădiri tehnică, vestiare și grupuri sanitare, ziduri de sprijin, punct control, umpluturi. Lucrări rămase de executat, arhitectură și finisaje, instalații interioare și rețele de incintă, amenajări exterioare, izolații, finisaje, bazine și sigur mai avem racord la gaz, metan și la apă și canalizare. Conform graficul prezentat de constructor, este posibil ca până la data de 30-a 7-a să finalizeze lucrările la ștrand și sperăm, de ce nu, în ultima parte a verii, sucevenii se poate bucura de ștrandul municipal. Așa cum se știe, aici nu sunt probleme, finanțarea este asigurată dintr-un credit de trezorerie. Firma care lucrează acolo este o firmă serioasă, lucrează foarte bine și eu sper să se țină acest termen 30-a 7-a 2022. Așa cum am spus, să putem să ne bucurăm măcar în ultima parte a verii de ștrandul municipal. Domnule Danubianu, vara se face căruțanu și iarna sani. Da, că își face gospodarul, își face iarna strand. Ceea ce nu e rău. Sigur că strandul este o mare problemă, strandul public, strandul municipalității e o mare problemă, pentru că, dacă ne aducem aminte, el a însemnat ceva. Prin anii 80, când am venit eu în Suceava, strandul era funcțional, se făceau și cursuri de not, era și trambulina aia și era public acolo. Încet, încet a dispărut, pentru că în ultimii 20 de ani, așa, pe mandat de domnul Lungu, să se transforme mereu într-o promisiune. Vom face strandul, vom găsi o soluție, vom face. Până la urmă, cu chiu cu vai, s-a ajuns ca acest obiectiv să fie făcut din fonduri proprii ale primăriei, de fapt, dintr-un împrumut luat prin trezoreria cu câțiva ani, care nu și-a mai găsit utilitatea acolo unde pentru ceea ce fusese luat, dacă mi-aduc bine aminte, și a fost dirijat către această lucrare. O lucrare care, sigur, nu este o lucrare simplă, pentru că se face, bănuiesc, că se face la alte standarde. Cert este că nu trebuie să ne bucurăm prea tare că au fost deja reluate lucrările, vremea e destul de călduroasă acum și permite să faci anumite lucrări, pentru că sunt realizate fizic în proporție de 50%, mai sunt multe de făcut și mai mult decât atâta, constructorii și-au asumat că vor termina lucrarea pe 30.07 și deci două săptămâni, că de Sfânta Mărie ai făcut ceva în pălărie, nu? Și deja e rece în vedem zona cum asta. Deci vom lucrurile avea două săptămâni de ștrand în cel mai fericit caz. Da. Mergem mai departe, ajutor pentru turism promite ministrul Daniel Cadariu. Vrem să urmărim și de data aceasta materialul de la InfoPlus și material pe care vrem să-l și comentăm cu domnul Armian. Mai multe teme au fost dezbătute marți privind atragerea turiștilor străini. Prin stimularea agenților economici de a se dezvolta pe piața internațională, noile reglementări privind clasificarea unităților gestionate de către persoanele fizice, planul de acțiuni pentru soluționarea problemelor din domeniul turismului și promovarea brandului Explorați Grădina Carpaților. Ministrul Cadariu a declarat faptul că a reușit să găsească soluții la o parte din probleme. Avem un plan de acțiuni stabilit din luna ianuarie pe care îl monitorizăm atent
pentru a putea soluționa atât problema resurselor umane din acest domeniu, cât și provocările financiar-fiscale. Prin dialog cu toate ministerele de resort, am reușit să găsim soluții la o parte din probleme, cum ar fi impozitul specific sau plata integrală a măsurii 2, dar conlucrăm inclusiv pentru lansarea a 3 scheme de ajutor de stat pentru garantarea creditelor aferente investițiilor pe care cei din turism să le poată accesa. Trebuie să ne unim forțele ca imaginea României să fie mai vizibilă pe plan internațional și aici vorbim atât despre schema de ajutor de stat pentru atragerea turiștilor străini, cât și despre o promovare mai bună și permanentă a brandului turistic național, a declarat Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului. Așadar, ajutor pentru turism, în special pentru turiștii din străinătate, ajutor dat membrilor Horeca. Da, sună foarte bine. Acum, domnul Cădăriu, sigur că a venit pe un minister nou înființat, moștenind o parte din Ministerul Economiei, în care nu s-a făcut mare lucru în ceea ce privește promovarea și susținerea nici a IMM-urilor, nici a turismului. Hai să fim obiectivi. Acum, ceea ce a reușit, singurul lucru care a reușit domnul Cadariu să-l facă până acum a fost să dea bine în media, că s-a întâlnit și cu unii și cu alții și iată, acum aflăm că în fiecare marți se întâlnește cu cei din turism și sigur, se bifează acțiunea, pentru că dacă citim e un bla-bla fără consistență. Sigur că se urmărește să se lucreze pentru atragerea turiștilor străini prin stimularea agenților de a se dezvolta pe piața internațională, noi reglementări privind unitățile gestionate de persoane fizice, planul de acțiune pentru soluționarea problemelor din domeniul turism, plan de acțiune, așa? Deci o să facem și o să degem și, atenție, se putea promovarea brandului Explorați Grădina Carpaților, deci nu mai avem frunza lui Udrea, avem Grădina Carpaților, bine că nu sunt altele care au emanat de aici, din zona Sucevei. Una peste alta, o grămadă de vorbe care sună gol și care nu au concretețe. Asta este toată problema, că stai bine și te gândești cum să faci, cum să atragi turiștii străini în condițiile în care, de fapt, ai mari probleme pe infrastructură, ai mari probleme chiar pe unitățile turistice însăși, în ceea ce privește calitatea și diversitatea, mai ales diversitatea serviciilor. Deci suntem departe de momentul în care vom putea deveni o țintă pentru turiști, o țintă la nivel internațional. De altfel, vezi bine că nicio agenție serioasă de turism, TUI sau altele, cum s-o chema ele, nu mai lucrează cu România, nici măcar pe litoral unde înainte ar fi lucrat. Deci, hai să fim serioși, nu poți să faci turism cu low costuri care vin încoace și cu 7 ore ca să ajungi de la Vatra Dornei la Suceava, nu? Deci, de exemplu. Dar nu e numai asta, sunt în primul rând, este o lipsă de diversitate în ceea ce privește oferta turistică. Și de aici avem mari, mari probleme. Unde am fi avut un potențial pe acel fantastic, pe partea de turism balneoclimateric, acolo am ratat pentru că bazele arată, sunt pierdute din mână. Sau nu sunt. Sau nu mai sunt, da. Asta e situația. Da. Deci mult bla-bla din partea domnului ministru al turismului, care și marțea viitoare se va întâlni și tot așa vor trece în revistă schemele de ajutor care urmează să vină, vor trece în revistă măsurile gestionate în ultima perioadă și vor pune accent pe nevoia de a conlucra cu operatorii. Deci bla 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 bla. Marțea viitoare urmărim, ascultăm emisiunea. Aceeași poveste. Telespectatorii întreabă, iar ministrul răspunde. Da. Subiectul 4 despre cercetorie, domnule Danubianu. Doamnelor și domnilor, un material preluat tot din jurnal ne-a făcut să vorbim despre acest subiect în câteva minute. Considerată o realitate la fel de veche ca istoria umanității, cerșetoria a constituit dintotdeauna o plagă a societății. Apelând la dizabilități, la copii sau bătrâni, actul de a cerși a ajuns să formeze rețele care activează strategii. În județul Suceava, nu puține sunt cazurile în care șoferii sunt asaltați de astfel de persoane în intersecțiile semaforizate sau în fața bisericilor, parcărilor, complexelor comerciale, a hipermarketurilor, dar și în interiorul acestora.
Astfel de exemple sunt în zona centrală a orașului, în cartierul George Enescu sau Burdujeni. Printre punctele vizate de aceștia se numără intersecția bulevardului George Enescu cu calea Opcinilor, în apropierea căreia se află un hipermarket cunoscut, la intersecția calea Opcinilor cu bulevardul 1 Mai, în parcarea hipermarketului de pe strada Universității, în zona calea Unirii și a Spitalului Județean, precum și a Gării, zona Burdujeni, Ițcani sau Șcheia. Situația cunoaște o acutizare, întrucât cercetătorii au ajuns să abordeze cetățenii nu numai în parcările hipermarketurilor, ci și în interiorul acestora sub acceptul tacit al agenților de pază. Mai mult decât atât, au fost identificate persoane care sunt în afara județului. Din afara județului și care vin aici pentru a desfășura astfel de activități. Un exemplu recent este cel de la sfârșitul lunii ianuarie, în care un tânăr de 20 de ani, desculț și aproape dezbrăcat, cerșea în fața unui magazin din Suceava. Acesta a fost ridicat de poliție și trimis la un centru de asistență socială. Tânărul din Dorohoi, Botoșani, avea hainele la el, însă și le dăduse jos pentru a atrage atenția trecătorilor. Când a fost preluat de polițiștii locali suceveni, tânărul avea asupra lui 55 de lei, obținuți din cerșetorie, câteva haine și încălțăminte. El le-a spus agenților că se simte bine dezbrăcat, că a venit la Suceava să facă bani și ar dori să mai stea. Problema cerșetoriei pare să se acutizeze în municipiul Suceava, iar rezolvarea poate veni doar printr-o intervenție a unei autorități competente. Legislație pentru prevenirea și reducerea fenomenului de cerșetorie există. Legea 61 din 1991 sancționează cu amenzi faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială, printre care se numără și cerșetoria. Cu toate acestea, cerșetorii se află încă în peisajul multor zone sucevene, iar poliția continuă să nu acționeze vizibil din cauza lipsei de instrumente. Omniprezentă plaga aceasta. Da, chestia asta există dintotdeauna și nu mă îndoiesc că va exista în continuare. Sigur că e cu totul și cu totul neplăcut pentru spațiul public, inclusiv cel sucevean, să întâlnești unde vrei și unde nu vrei aceste personaje, care poate unele sunt chiar la mare nevoie, altele însă sunt în mod evident folosite de către anumiți indivizi care îi plantează pe locurile, că e așa, un fel de împărțirea teritoriului acolo. Ei, dacă intervenția dorită a organelor de ordine, poliție locală, chiar și poliție de ordine publică, este relativ greu de făcut câte vreme în momentul de față, pe de-o parte, cercetoria nu mai este incriminată ca infracțiune, este contravenție, da? Și se menționează mai mult decât atât că dacă fapta este în mod repetat, deci trebuie să probezi că în mod repetat a făcut ăla, și ce-i faci? Dai o amendă, da? Și amenda aia sigur că nu o va plăti, că aia n-au nici casă, n-au nici masă, n-au nici ce să le iei, nu poți să le o dai nici la locul de muncă, că ar trebui să cerșească în continuare. Deci este aceeași poveste, același cerc vicios legat de situația, și nu avem o categorie aceea prostituatelor, care iarăși n-au dispărut și nu vor dispărea. Gândește-te că perspectiva care vine cu o sărăcire fantastică, se anunță o inflație de cu două cifre, va conduce la creșterea acestui număr. Și să ne mai gândim la un lucru, că dacă mergem pe afară prin lumea civilizată, constatăm că o bună parte din cei care cerșesc sunt concetățeni de-ai noștri, din nefericire, aducând și o imagine pe măsură asupra tuturor românilor, nu? Asta este situația. Deci sunt mulți în condițiile în care ăia perfecționați, ăia sunt prin altă parte, știi? Ăia sunt deja de mulți ani, prin Germania, prin Franța, prin țările nordice, pe unde vrei și pe unde nu vrei găsești, dacă nu trebuie să... Adică noi ne întâlnim aici în zona de cerșătorie cu tot felul de ce au rămas de pe la alții. Exact. Sau exact. Inițiații. Sau mai sunt unii care s-au întors, că acolo a fost criză și... Dar în hipermarketul ce naiba caută, domnule? Adică... Acolo este deja jenant, pentru că în hipermarketuri există agenți de pază, care ar trebui să-i ia de acolo. Agenți de pază se uită la gagici și la măști. Bun, agenții de pază sunt așa cum sunt, ca societatea, în mod normal. I-ați văzut cum arată?
I-am văzut cum arată. Doamne ferește. Da, păi na, asta este. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Oricum fenomenul este trist, este cu totul neplăcut, mai ales acum când am devenit, avem și o unitate de management al destinației turistice, nu? Da, deci destinație turistică de excelență suntem. De excelență suntem și atunci ar trebui să luăm măsuri, că vine totuși, turistul și... Soluții. Posibile. Păi, soluții posibile sunt legate pentru că spuneam că o bună parte din ei fac parte de fapt dintr-o rețea. Și acolo deja avem de a face cu infracțiune, pentru că sunt oameni necăjiți, oameni chiar cu infirmități, trafic care de sunt persoane, BCC-ul. Exact. Și atunci s-ar putea lucra să destructureze aceste rețele și atunci ăștia, că sunt aia care vin puțini, aia se duc pe la biserică, se duc sâmbătă, că e zi de pomană ca să mai mănânce, ăștia nu vor dispărea, da. Dar vor fi mai puțini, deci nu sunt organizați, că ăștia vin, îi iau, îi plasează la locurile respective, seara îi culeg. Și sigur că le iau o bună parte din ceea ce au strâns. Știi? Deci acolo se poate face și acolo nu e așa de greu, dar trebuie aplecare, trebuie să documentare, trebuie să urmărești ce se întâmplă, cum se întâmplă. Dar poliția comunitară o vezi pe stradă, camera aia. Umblă câte doi așa. Știți cum trece prin parcarea molului din dreapta și molului din stânga? Știți cum trece? Așa, am fanfar, ca să zic așa, parcă sunt pe Champs-Élysées. Deci dacă face o chestie temeinică, să urmărească, să documenteze. Camerele de luat vedere de prin parcări. Dar și camerele de luat vedere pot ajuta foarte mult. Dacă ai un om care urmărește și vede ce se întâmplă. Știți ce ar mai trebui să fie activate? Și persoanele care sunt scrâmănătoarele de parastase și depunătoarele de cruci. În sensul că mi-aș dori ca oamenii ăștia să nu le mai dea atunci când îi cer. Pentru că am presa că și noi încurajăm. Deci noi încurajăm să dăm treaba asta. Au fost nu știu de cazuri care cerșeau falși călugări, falși... Da. Că dacă lumea, nu dai, ei nu primesc. Românul e darnic, știi? Românul e darnic, dar e și naiv. Da. Asta e situația. Sau sunt unii care, în mod evident, cerșesc pentru că vor să aibă cu ce să bea, știi? Altele persoane vin cu povestea, știți? Da, Candinică, cu mâna filantropica. Care exact. Nu spune o poveste, nu primește. Nu primește. Și exact. Vin și mărie. La portieră. Da. Oricum, cred că odată cu... S-ar putea să transformăm într-o atracție turistică. Veniți aici să vedeți că avem și niște cercetători. Fac și cercetători de onoare. Exact. Bun, ultimul subiect este cel referitor la faptul că Vasile Mătrășoaie, îl știm cu toții, îl cheamă pe Ministrul Agriculturii la Suceava să vadă exact ce lucrează el la serele dumnei sale, undeva în afara localității Dumbrăveni. Urmărim materialul cu declarații în script a domnului Mătrășoaie și comentăm împreună cu Dragoș Tănbian. Legumicultorul Vasile Mătrășoaie l-a invitat pe ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu pentru a-i demonstra faptul că se pot face semințe de calitate și în țara noastră. Însă pentru acest lucru este nevoie de finanțare. L-am invitat personal pe ministru și va veni la vară. Eu am strâns semințele de la toate stațiunile legumicole din România. Le pun în loturi demonstrative la mine să-i arăt dumnealui că se pot face și în România semințe de calitate. Însă e nevoie de bani. Mă știu cu ministrul Chesnoiu și este un om de cuvânt. Mulțumirea în sufletul meu este că răspunde la orice oră, stă de vorbă și se lasă învățat, a spus Vasile Mătrășoaie. Acesta a menționat faptul că de pe o suprafață de 1000 de metri pătrați trebuie să predea 4000 de kilograme pentru a primi subvenția la tomate. Acest lucru trebuie făcut între 1 martie și 10 iunie. Însă, din cauza vremii, nordul țării nu se încadrează în această perioadă. Totodată, costul energiei electrice și al combustibilului este foarte mare. Ca să acopere cheltuielile, ar fi nevoie de aproximativ 7 sau 8 mii de euro. Vasile Mătrășoaie a cerut verificări la producătorii de legume pentru că fiecare... Vasile Mătrășoaie a mai cerut totodată verificări la producătorii de legume pentru că dacă acestea nu se realizează, mai multe persoane cumpără marfă de la Angro și o vinde, ajungându-se la situația în care sunt mai mulți cumpărători și vânzători decât producători. El nu este împotriva acelor persoane, însă trebuie să plătească impozitul la stat pentru bani de pensii.
Da, ultimele două minute. Toată aprecierea pentru domnul Vasile Mătrășoaie, care a dovedit de-a lungul vremii un înalt profesionalism, o adevărată pasiune și un adevărat sacrificiu pentru a arăta că și în România se pot face legume de calitate, dar arătând mereu, trăgând acel semnal de alarmă că este nevoie de finanțare. Deci domnul s-a adus de la cam toate stațiunile de cercetări semințe și a arătat în solarii că se pot face foarte bine. Acum, domnul Vasile Mătrășoaie a avut demersul ăsta de-a lungul anteriorilor guvernări. Încă de pe vremea lui Daia. Exact. Și dinainte de Daia. Exact. Și după Daia nu mai vorbesc. Că a fost anul trecut, doar fuseseră de pe la minister niște persoane care au zis, da, e frumos, vom face, vom drege, nu s-a întâmplat nimic. Bun, pe lângă faptul ăsta, acum trage speranță cu domnul Chesnoiu, care se pare că este chiar un tip bine documentat și serios în domeniu. Așa, cel puțin a lăsat impresia până acum. Dar nici nu era greu venind după ministrul ăla de la Cluj, Oros sau cum îl chema, care aproape că n-a făcut nimic. Așa, n-a lăsat nimic după el. Bun, ceea ce ridică ca și problemă domnul Vasile Mătrășoaie se referă la chestiunea aia care îl roade de mult timp. E vorba de subvenția la tomate care se dă cu niște condiții care înseamnă să ai o suprafață de 1000 de metri pătrați, să predai 4000 de kilograme între 1 martie și 10 iunie. Ori pentru partea de nord a țării unde se pot face tomate, acel 10 iunie este nepotrivit pentru că trebuie să lucrezi mult în seră în condițiile astea și ai cheltuieli foarte mari. Cel puțin cu încălzirea. Cel puțin cu... Și acum ați dat seama că gazul tot s-a scumpit, absolut tot. Cu orice ai încălzi este mult mai scump. Asta spune omul. Exact. Și spune foarte clar și mai spune un lucru care este esențial, că există foarte mulți vânători de subvenție, că pe asta se dea subvenție, care de fapt nu produc. Și solicită ca organele abilitate, în cazul ăsta Direcția Agricolă și APIA, să facă verificări la cei care sunt în acest program. Deci un demers de tot respectul din partea unui mare pasionat și a unui om care vine și arată că și în România se poate face agricultură, ba mai mult, se poate face o agricultură cu soiuri de bună calitate, că toți tânjim după gustul legumelor de altă dată. Nu? Doar că asta prin efort și cu susținere de la... Exact. Deodată n-a existat buget. Această susținere și să nu uităm că problema este acută pentru că România a ajuns deja să importe masiv legume, fructe mult prea și mult. Se produce o dezechilibrare fantastică, clar, a balanței de plăți în condițiile în care potențialul fitoclimatic este fantastic în România. Două treimi sunt importuri, o treime. Sunt exporturi, ceea ce e anormal. Și unde mai pui că la importul de legume și de fructe este o invenziune fiscală de numai. Da, da, da. Mulțumesc, domnule Danubianu, pentru prezență și pentru explicații. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă dorim toate bune.